Artă cu totul inedită într-o localitate din Valea Jiului, un tânăr din Aninoasa dovedește nu doar un talent deosebit, dar și o creativitate incredibilă. Pe un petec mare de zăpadă, artistul a folosit frunze pentru a contura chipul unei femei. Din aer, compoziția a putut fi admirată în toată splendoarea ei. Tânărul are 28 de ani, iar lucrările lui l-au recomandat ca pe un artist atipic. Acum a găsit pe o vale de lângă Aninoasa un loc unde iarna pare că a șternut o imensă coală albă din iam. Am văzut coala albă de zăpadă întinsă pe câmpia de pe vale, așa să așez frunzele și să creez o compoziție frumoasă. A folosit frunze pentru a contura un chip. A început de dimineață și a lucrat ore în șir. Această manifestare artistică se numește Land Art. Este o formă de artă în care se folosesc materiale din natură, pământ, frunze, crengi. Cu frunze nu am mai văzut, deși cu siguranță s-a mai gândit ce să facă chestia asta. Tabloul său este unul temporar, dar a fost și dificil de realizat. Cu atât mai mult cu cât în primele ore, artistul a trebuit să se cațere în copacii din jur pentru a reuși să așeze frunzele în forma dorită. De-abia apoi, un prieten l-a ajutat cu o dronă. De la înălțime, compoziția sa a reușit să uimească pe toți care au văzut imaginile. Ultima lui creație s-a viralizat din primele minute. Trebuie să urc în copac, să cobor, să vin, să mai modific, să mur și la final, când a venit prietenul meu Vlad Ursu, căruia îi mulțumesc că m-a ajutat cu drona, am reușit să mai fac niște detalii văzând de sus mult mai bine și să-l mai retușez. Cu timpul nu mă îndoiesc că nu o să mobilizez oameni, să găsesc oameni care să mă ajute și să susțină decursul artistic și să fac lucrări mult mai mari de genul. Chiar Este și o modalitate extrem de bună de a promova Valea Jiului, făcând astfel de execuții artistice în diferite locuri cheie, atracții turistice din zonă. Și apoi promovat, ar fi și eu promovat și zona, și atracția turistică și zona Valea Jiului, și chestiunea asta are potențial național și poate chiar internațional. Artistul din Aninoasa își promovează multe dintre creațiile sale în mediul online, unde a și fost catalogat drept artistul de dincolo de galaxie. Deși genul de artă creat de el are mare succes în Occident, tânărul artist din Aninoasa a rămas în Valea Jiului, zonă unde lucrările lui aduc o mult așteptată pată de culoare, precum în cartierul Dallas din Vulcan. Paul Șerban speră să-și poată achiziționa o dronă cu care să poată crea lucrări cât mai bune.